Yves Belliard s-a născut în Franța în 1947. A fost printre primii care s-au angajat în acțiunea internațională numită Operation Village Romain, o acțiune de protest împotriva distrugerii programate a habitatului rural românesc în timpul dictaturii comuniste. Din 1990 este președintele Asociației Franco-Române de Înfrățire cu Comuna Lăpuș din Maramureș, implicându-se în numeroase acțiuni umanitare, precum și în numeroase schimburi culturale româno-franceze. Fotografia reprezintă forma de imortalizare a clipelor, locuri și chipuri de neuitat, aceasta devenind marcă a interesului, pasiunii și fidelității sale pentru Maramureș, rămânând prin aceasta legat de România. Yves Belliard a avut 8 expoziții de fotografie în Franța și 2 în România. Cea de-a doua este o retrospectivă numită Un sfert de veac de poveste de iubire cu Maramureșul și s-a derulat în iulie la Lăpuș. În 2003, vizitând Fălticeniul, are ocazia să-l întâlnească pe maestrul Ion Irmescu, fiind cucerit atât de artist cât și de opera acestuia. Profundă admirație pentru tot ce înseamnă arta irimesciană, Yves Belliard și-o demonstrează luându-și angajamentul de a-l populariza și de a-i face cunoscută întregii Franțe opera marelui artist Ion Irmescu, fiind totodată și unul dintre membrii fondatori ai asociației La Société Française des Amis de Ion Irmescu. Expoziția de fotografie de la Fălticeni este un omagiu și o mărturie a iubirii pentru Maramureș și pentru artistul Ion Irmescu. Domnul Yves Belliard, autor expoziției, a surprins cu mult talent o lume fabuloasă, curată, apropiată de cer, cum rar se mai găsește în altă parte a lumii. El descoperă în peisaj sau în meșteșugirile mâinilor omenești o adevărată hermeneutică, simboluri încifrate, în linie, în formă, în contur, în umbră și culoare, în ambianță, veritabile clipe de veșnicie care se coboară din timp în timp între noi cei muritori. Așadar, să ne bucurăm împreună de aceste frumuseți, să ne unim inimile într-o caldă înfrățire, parafrazându-l pe Marele Enescu, ascultând în final un mini-concert realizând astfel o interferență a artelor, instrument, folclor și canto în ambianța artei irimesciene. Passionné de photo, depuis très longtemps, ma découverte de la Roumanie, et en particulier du Maramureș, ses paysages, ses habitants, n'a fait qu'augmenter mon intérêt pour l'image. În ceea ce privește fotografiile făcute în Maramureș, România, pot să vă spun că de când a început această campanie Operation Village Romain, din 1992 și până în prezent am făcut aproape 10.000 de fotografii. Am încercat să surprind cele mai valoroase componente ale satului românesc, în special peisaje, dar nu numai. Am urmărit compoziția cromatică a fiecarei locații, dispunerea lor naturală, firescul și autenticul întâlnite și astăzi în unele zone în Franța și în România. Aceste elemente degajă mult natural în ceea ce eu numesc sat românesc autentic, o construcție solidă care în timp se dovedește a fi o adevărată comoară de multe ori încă nedescoperită până la capăt.